Salutare, oameni buni, bine ați venit pe canalul Fane și Câinii. Sunt la Dan, salut Dane. Vă salut, și... Dan Fane. Ia zi, Dane, am auzit că intră în căldurii cățeaua. A intrat cățeaua în căldurii. Bișon, nu voiam să o dau neapărat, dar trebuie să o dau, am niște cauze și niște cereri. Și trebuie să o dai la muntă. Trebuie să o dau neapărat și am găsit un bișon foarte frumos la Urzicen. Fane, o să-l vezi și tu ce frumos o să fie. Băi, de-abia aștept să mergem să-l vedem. O măgăldeață. Ea fiind ca un ursuleț panda negru cu alb și cu... Se vor potrivi ca o și nuanța așa. O ceva foarte frumos. Abia așteptăm să vedem ce o să iasă. Sper să fie o montă reușită. Păi hai că mergem cu mașina mea. Mergem. Stai fane. În cap în dreapta, nu? Da, e micuță. E micuță, da. Hai că... Hai, Jack. Uite cățelușa. Ce face fata? Vino cu ala. Da, uite. Da. Cum o cheamă? Joy, adică bucurie. Bucurie, ea este roa. Fica? Roa, ea e fica, deci asta e a bătrână, mama. A bătrână, are 4 ani. Și să vedem acum, Fane, ce o să facem la munt. Hai, da, 4 ani a făcut. 4 ani a făcut. Da. Hai să mergem spre Urzicen, intrăm în mașină. Ia uite, bă, că încape și în mașină, în față, aici, e bine. Uite. Știi, s-a acomodat așa cum mersul cu mașina, nu? A mai fost cu mașina. Aha. Hai jos. Bine, hai să mergem. Acum e procesul de cunoaștere. E el timid. E timid, da. E mai micuț, e mai mare, am înțeles. Da. Băi, puturi, hai să spun. Pufi, nu am mica, că nu stai cu mica. De unde fiți scoțând asta, că face peste tot? Face și el. Își marchează teritoriul. Da. Pufi, ai mă încredere în tine. Ai încredere în tine că nu se face nimic. Ți-a venit perechea. Da, Pufi. Ce-i Bobby, mamă? Stai cu minte, Bobby. Joy. Hai încoace. Bravo. Bravo. Bravo, fetița, bravo. M-a învățat și pe mine. Poate mâine să acționeze. Stilul ăsta. Hai că mâine acționează și el. Nu mica, ce te sperii așa? Încă e timid? Uite, ea ar sta, dar ăsta micu... Da, asta e una treabă. Ea comortează orice. Ăsta micu e începător. E fricos, dacă nu e fricos. Se pare că nu sunt șanse astăzi, trebuie să lase cățelușa trebuie să o lase aici, nu, Dane? Da, o lasă vreo zi, două, că e cățelul prea timid. Ia uitați, îl aleargă. E timid. În loc să alerge... Trebuia invers, să da. O alerge el. Hai că a reușit monta. S-au încârligat până la urmă. Băi, oameni buni, am ajuns iar la Dan acasă, am lăsat cățeaua acolo. Ia zi, Dan, crezi că am montat-o? Am văzut că am montat-o la un moment dat. Cam un sfert de oră legați, acum am lăsat în continuare până mâine seară. Sper să se mai lege o dată de două ori, să fie monta sigură. Da, și pentru asta până mâine seară, zici, nu? Până că ai lăsat-o seară, la... M-a ascult, chiar dacă a fost timid ea la insistențele... La insistențele ei mai mult exagerate, ca și în viața de zi cu zi. Ai văzut unii bărbați mai mult la insistența femeilor cedează. Da, da.
Acum să vedem ce rezultate. Bișon pur. Da, bișon rasă pură. Rasă pură. 100%. Havanez. Așteptăm pui. Așteptăm pui. Deci dacă am montat-o azi, în două luni vor ieși pui. Vor ieși. Încă suntem azi? 27? 27, deci... 27 august. Da. Septembrie. Octombrie. În octombrie, pe sfârșitul lunii. Și o să sperăm să avem pui și la cea care e interesată majoritatea după acest canal. Cea mai agresivă cățea, va urma o încercare, să vedem. Oricum, totul va fi bine, vă anunțăm pe canal. Deci, am înțeles. O să o dai tot cu corb, să faci corb 100%. Am găsit ceva exagerat la răutate, ceva pe stilul ei, Anei. Da? Foarte bun, foarte rău. Și eu sper că o să iasă ceva foarte, foarte bun la corbi, oricum, adică vom la vedea. Răutate, vom vedea, rămâneți că aproape, pentru că... O să punem clipuri și cu bișonii și cu corbul. În special cu corbii, pentru cu corbii, că da, cu puii. Ați urmărit evoluția cățelei, ați văzut testele de agresivitate, cum s-a descurcat cu cel mai mare infractor, cum s-a descurcat cu cea mai testat-o fane, cu test de... Să nu o provocăm. Test de fidelitate. Fidelitate nu. Da. Urmează noi teste, noi experimente. Să vedem ce idei ne mai vin pentru entertainment, așa. Da. Și noi... Sperăm că vă place ce am filmat noi și... Doamne ajută! Să noi ne... cu prietenii, cu cei pasionați de animale, ne ajută și pe noi să... Să creștem în vizualizări, să ne creștem canalul. Ca să putem să facem și alte videoclipuri în continuare, că asta este important. Dacă nu vedeți susținerea voastră, nici fane nu mai vine să filmeze, să ducă la Cătălin Dumitrescu. Ați văzut ce vizită. Pot să zic că a fost o vizită care nu a apărut până acum pe YouTube așa în detaliu câinii lui. Mulți doreau să afle ce câini are Cătălin. I-ați văzut în detaliu fiecare câine. Da. Eu zic că merită să susținem un canal care promovează animale, promovează gospodarii români și viața la sat. Da. Susținerea practic vine până like-urile, vizualizările și distribuirile dumneavoastră. Corect. Și asta e suficient. Asta-i. Vă salutăm pe toată lumea. Salutăm și ne auzim cu puiuții. Ne auzim. Sănătate. Sănătate. Ceau, Dane, numai bine. Ne auzim. Pa, 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 pa. Haideți că poate să găsim ceva. Ei băieții în afară de brăduți, unica și special, în afară de brăduți, e brăduțul. Vezi cât de mare e? Am văzut, dar chiar m-am... Uite-te cât de mare e. Peste 80 kg. E gros, masiv, săgerul ăla de bucinean masiv. Dar precum a spus, nu e lung în picioare, e scurtuț așa. Astea sunt Dar precum a spus, nu e lung în picioare, scurtuț așa. Asta e adevărat.